41 cheie a genelor și diferitele ei frecvențe alcătuiesc un arhetip cu adevărat remarcabil. Ea ocupă un loc aparte în matricea genetică umană, având o funcție foarte importantă. Este legată de ceea ce în genetică se numește codon de start. Deoarece este o cheie atât de importantă, poate fi util să înțelegem exact ce înseamnă. Mai jos observați un exemplu de secvență de cod genetic transcris cu litere. Codul genetic este alcătuit din numai patru litere. A, T, de la Tony, C, de la Constantin și G, de la George. Aceste litere se numesc baze și reprezintă blocurile constructive de bază ale întregului cod. Miliardele de combinații de litere conțin instrucțiuni precise pe care organismul trebuie să le urmeze. În străduința lor de a descifra codul vieții, cercetătorii au descoperit că în secvență existau locuri în care organismul părea să știe că trebuie să înceapă să construiască. Ei au descoperit că ori de câte ori vedem șirierea de litere A, T, G, organismul acționează conform instrucțiunilor ce urmează. Prin urmare, au denumit șirul respectiv codon de start, deoarece acționează asemenea unei chei de la ușa din față a însuși codului genetic. Și aici urmează o înșiruire. Și ATG este îngroșat. Tim, 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 tim. Bun. Din descrierea de mai sus, vă dați seama cât de importantă este cheia 41. În calitatea sa de arhetip genetic de funcționare în cadrul conștiinței umane, ea are un mesaj important imens pentru noi toți. La nivelul de conștiință al umbrei, a 41-a cheie are drept temă centrală fanteziile și visele. A fi guvernat de umbra fanteziei este ca și cum ai ține în mână cheia viselor tale, fără a o răsuci niciodată în zăvor. Indiferent dacă a 41-a umbră figurează sau nu în profilul tău hologenetic, te afli cu siguranță sub influența ei, deoarece, asemenea tuturor celorlalte umbre, își exercită cea mai mare putere prin frecvența colectivă a planetei. Din cauza acestei umbre, planeta noastră este populată cu oameni care visează la o viață mai bună, dar dintr-un motiv sau altul, nu reușesc să-și transforme visele în realitate. Umbra 41 creează o presiune constantă în interiorul nostru. Este presiunea de a evolua. Când această presiune este distorsionată de un câmp de frecvență joasă, cum este starea actuală a omenirii, ea se transformă în presiunea de a fi fericit. Astfel, ea naște presiunea de a fi fericit. Astfel, ea naștere ceea ce oamenii din vechime numeau roata samsarei, un ciclu nesfârșit de suferințe în care ne blocăm din cauza nevoii de a ne satisface dorințele. În cazul distorsiunii de masă a celei de-a 41-a umbre, este ca și cum corpul omenirii ar fi citit greșit instrucțiunile lăsate în ADN-ul său colectiv. Totul începe în această cheie a genelor. Nu dorința în sine este problema, deoarece dorința a 30-a umbră urmează după fantezie. Fantezia este scânteia care aprinde combustibilul dorinței. Atunci, cum se face că am citit greșit un cod atât de important din natura noastră și oare ce e de făcut? După cum vom vedea, frecvențele superioare ale acestei chei conțin numeroase răspunsuri la aceste întrebări. Pentru moment, hai să vedem cum funcționează această umbră și în ce măsură împiedică înflorirea conștiinței umane. Ca întotdeauna, cheia problemei se află în mintea noastră. Presiunea de a evolua se naște în ființele umane, care se naște în ființele umane,
poartă în sine întreaga noastră istorie genetică, adică evoluția de la stadiul de ameobă până la Homo sapiens. Mai mult de jumătate din codul nostru genetic derivă din alte organisme mai puțin evoluate. Această istorie pune asupra noastră o povară enormă. Pe de o parte ne trage în jos, dar pe de altă parte ne îndeamnă să ne eliberăm. Pentru a înfrunta presiunea trecutului e nevoie de un curaj imens. Iar atunci când o lăsăm să intre, simțim nevoia să evadăm și să facem tot ce e posibil pentru a o evita. Din cauza poverii ancestrale pe care o poartă această umbră, are o legătură profundă cu apetitul și cu energia umană. Această presiune extrem de incomodă care țâșnește direct din a 41-a umbră ne face să tânjim după un viitor mai bun. În același timp are legătură cu a mânca, a nu mânca și cu depresia. Distorsiunea acestei umbre poate duce la tot felul de probleme cu greutatea și cu energia, de la oboseală cronică la hiperactivitate. Toate aceste probleme și-au originea de fapt în minte și incapacitatea sau incapacitatea ei de a fantaza cu privire la viitor. Umbra 41 oscilează în permanență între visul de a fi plin și nevoia de a fi gol. Când indicatorul arată că ești gol, visezi să fii plin. Dacă asta înseamnă să visezi la sufletul pereche, să ai o grămadă de bani sau să devorezi munți de ciocolată, depinde de mintea ta individuală și de condiționările ei. Invers, atunci când indicatorul arată că ești plin, e posibil să fii copleșit de povara trecutului și să simți nevoia de a te elibera. Umbra fanteziei te împiedică să te simți complet, deoarece mintea nu se odihnește în momentul prezent, ci oscilează între a visa la viitor și a repeta trecutul. Însă principala problemă a acestei umbre este că te împiedică să-ți împlinești visele. Devii dependent de speranța pe care visul o oferă minții tale, în loc să te îndrepți în direcția visului tău. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care oamenii se hrănesc cu fantezii oferite de cultura lor, de filmele sau realitățile alternative create prin tehnologie și internet, care au devenit cea mai recentă dependență de fantastic disponibile omenirii. A 41-a umbră este asociată și cu problema conducerii. Liderul care știe cum să manipuleze fanteziile oamenilor poate avea un impact enorm asupra celorlalți. Partenerul de programare al cheii a 41-a este cheia a 31-a, a cărei umbră este aroganță. La nivelul umbrei, conducerea poartă stigmatul falsei smerenii, care de fapt reprezintă același lucru cu aroganța. Liderii adevărați trebuie să-și depășească teama profundă de a fi umiliți, deoarece atunci când a 41-a cheie își declară visele cu voce tare și le susține, riscă foarte mult să fie înțeles greșit. Cei care aduc noutatea în lume se confruntă întotdeauna cu această problemă. În concluzie, umbra fanteziei creează maia sau mare iluzie în care trăiesc majoritatea ființelor umane. Deoarece cuprinde presiunea primordială de a evolua, ea declanșează un start fals. Pătrunderea într-o reprezentare mentală a vieții, scurt circuitându-ți astfel capacitatea de a trăi în momentul prezent. Fantezia în sine este un lucru minunat, dar dacă te împiedică să trăiești cu adevărat, se transformă într-o fugă de viață în interiorul minții. Odată ce ai devenit prizonierul acestor tipare mentale, este foarte dificil să le recunoști și să te desprinzi de ele. Însă la fiecare învârtire a roții fanteziei, deoarece ciclurile vieții se reiau periodic, există șansa ca data viitoare codul
să fie interpretat corect. Când se întâmplă asta, declanșezi adevăratul codon de start, nu umbra sa. În loc să te întorci în ciclul vicios al fanteziei și speranței, țelul tău superior va fi eliberat și se va manifesta în lume. Hai să vedem cum se manifestă această umbră a fanteziei, caracterul represiv, visător. Natura represivă a umbrei a 41-a se referă la fuga de viață prin intermediul visării. Acești oameni au intenții dictate de fantezii. Ei nu trăiesc în lumea reală. Orice le-ai spune vor interpreta prin prisma visului lor. De fapt, ei nu vor efectiv să-și împlinească visele, ci sunt dependenții de lumile interioare create de mintea lor. Sunt guvernați de o frică profundă care nu le permite să aibă relații sănătoase. Tendința spre visare se manifestă adesea sub forma unei stări de letargie care duce la degradarea treptată a sistemelor energetice din corp, în special a sistemului vascular și a celui digestiv. Singura cale de a întrerupe ciclul mental este să începi să-ți manifeste visele pe plan material. Și caracterul reactiv, hiperactiv. Ai, doi, trecut de 12 noaptea. În forma ei reactivă, această umbră poate fi un adevărat rezervor de energie nervoasă. Acești oameni se grăbesc în permanență, lăsându-se luați de valul propriilor vise. Asta conduce la, în mod inevitabil, la epuizare, deoarece puterea fanteziei pe care încearcă să o manifeste în lume depășește limitele planului material. Foamea lor insațiabilă îi afundă în probleme din ce în ce mai mari, punând o presiune imensă asupra sistemului lor nervos. Clacarea iminentă a caracterului hiperactiv este adesea extrem de dramatică și distructivă pentru toți cei implicați. Speranța pentru acești oameni este legată de capacitatea lor de a-i primi pe alții în viața lor interioară și renunțarea la obsesia de a-și manifesta visul exact așa cum l-au creat în mintea lor.